Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Etalare pentru august 2020. Cărțile au ieșit. Sper să fiu cât mai rapid în transmiterea mesajului, să nu mă lungesc prea mult. Oh. Din seria cărților pe care o să le folosesc și la partea a doua, în care voi vorbi despre voi și altcineva, voi într-o relație, a, a venit temperanța invers, adică nu invers. Pe diagonal, pe oblic, sunteți eventual într-un proces de vindecare. Um, și cred că despre vindecare am vorbit și luna trecută. Acum ce vorbesc alții pe alta cana, alte canale, nu știu, dar. Um, Ideea este că dacă sunteți aici, încercați să preluați mesajele cele mai importante, cele care vă cresc, chiar dacă eventual unele mesaje nu se potrivesc cu viața voastră, e totuși o etalare colectivă, nu e personală, învățați să, să, să preluați tot ce e pozitiv din ceea ce vine către voi. Sunteți aici ca să aflați ceva, da? Și chiar dacă nu se potrivește, repet, ceva trebuie să vă ajute într-o privință. Sunteți într-un proces de vindecare, de eliberare, dar, evident, e un proces care durează cu răbdare. Au mai venit alte cărți. Regele de monede, trei de cupe în poziție normală și Regina de bâte magicianul și Asul de bâte invers. O aventură cu magicianul și Asul de bute invers. Clar că a fost o aventură cu trei de cupe iar a fost o aventură și cu, as, cu regina de, de băte, e clar că în această situație reprezintă amanta. Într-o situație în care voi erați soți sau personaje stabile într-o relație. Ei, și de această situație trebuie să învățați să vă vindecați. Acum, cine a trădat, cine n-a trădat, nu e treaba mea să judec, eu doar arăt cărțile care mi-au ieșit mie la această oră și în această zi pentru luna august. Deci trebuie să vă vindecați cu răbdare, să intrați într-o lume spirituală, să vă apropiați de altceva. Acum, că poate nu toți ați experimentat triunghi amoros. Posibil aceste cărți pentru unii să reprezinte și un proiect care nu s-a manifestat, ori din cauza că nu ați avut încredere, ori cineva acolo care v-a propus acest proiect v-a manipulat. Nu s-a manifestat. Pentru că asul de bute poate să însemne și un proiect. Și trebuie să învățați, eventual, să fiți fericiți cu voi și să vă găsiți stabilitatea în voi și în... alături de sufletul pereche. Dar evident că asta se face cu răbdare, temperanța și prin vindecare. Și totuși ceva, ceva s-a întâmplat că nu degeaba a apărut iertarea. Iertarea și dragostea este peste tot în jur. Acum că cineva s-a uitat în jur și a găsit dragostea în altă parte, este foarte posibil. Și, ah, băi, nu se poate. Asta e. Asta e lumina cu asta ne confruntăm. Da? Cineva s-a uitat în jur și a mai văzut alte ce oferte frumoase. Posibil. Și atunci a călcat pe lângă și trebuie să manifeste în primul rând iertare față de el, de ea și față de cei față de care a greșit. Ev evident că în continuare trebuie să și demonstreze dragostea acolo unde are fundația pusă, eventual acasă. Așa văd, trebuie să demonstreze dragostea acasă sau față de cineva care e acasă dacă e situația la distanță. Ceva trebuie demonstrat acasă. Dragosta trebuie demonstrată acasă. Dacă vreți o situație stabilă. Dar am mai spus-o cu alte ocazii, o spun și acum. Unii trebuie să înțelegeți că iertarea aceasta nu înseamnă acceptare, dacă cineva sau îngăduință. Dacă cineva va a greșit, nu înseamnă că trebuie să îngăduiți gre greșala la, la infinit. Asta nu înseamnă nici dragoste necondiționată, nici iertare. Asta înseamnă că acceptați această situație din frica de a fi singur, din frica de a pierde niște avantaje pe care li vă, vă, conferă această situație, respectiva situație, da? relația respectivă, familia respectivă. Da? Dragostea, dragostea, dragostea trebuie demonstrată, evident, și iertarea vine în timp. Alte mesaje, trebuie să vă ascultați inima și să vă dați șansa la dragoste. Dacă ați fost răniți, învățați să nu proiectați aceste răni în relațiile care vin, în relațiile, eu știu, pe care le alegeți să le manifestați în continuare. oh, da, o situație clară. Unii sunteți într-o situație toxică de care vreți să vă eliberați. Aici e chiar fecioară, da? Justiția poate să fie separare în tribunal de o situație toxică sau pur și simplu. O situație nedreaptă. Care trebuie? E o separare. Asta e, e o separare. Și după separări trebuie... Diavolul, am mai spus o singură carte care anulează, diavolul este temperanța, pentru că asta înseamnă comunicare cu îngerii, curățare energetică, vindecare. Și unul din pașii pe care trebuie să-i facem în vindecare este, clar, iertarea. Din seria Oracolului aveți practică și școală. În acest proces de vindecare sau de eliberare de gânduri față de situația prin care ați trecut, sunteți chemați să practicați ceva și să mergeți la școală. Da, ciudat mesajul în acest context, în această poveste. Dar eu zic că are logică, pentru că, pe de o parte, în momentul în care ne concentrăm toată energia pe creșterea noastră profesională, spirituală, personală, reușim să manifestăm această vindecare, da? Nu stăm să ne gândim, wow, ce a fost, ce a fost, ce a fost, că altfel ne mai vindecăm niciodată. Aveți și familie la capătul setului de cărți. O situație în familie trebuie vindecată. Evident, iar apare eliberare și vindecare, eliberare și vindecare. Ascultați-vă inima, ascultați-vă sau ascultați-vă inima și dorințele inimii. Dați-vă șansa la dragoste, dați-vă șansa la dragoste. Și am spus, dacă într-un loc nu simțiți dragostea, nu sunteți obligați să stați acolo de nimic. Nu sunteți obligați. Divinitatea, religia, tradițiile nu vă obligă să stați acolo unde nu vă simțiți. Și nu vorbesc bine, confortabil, sexual, emoțional, acolo unde nu creșteți, nu vă simțiți înțeleși. Da? Dacă e o situație, asta e. Înțelegeți că trebuie să vă eliberați. Eliberarea vine prin vindecare. Vindecare, vindecare. Eventual, la un moment dat, veți putea să-i ajutați și pe ceilalți să se elibereze, să vindece, da? Posibil trebuie să discutați despre niște chestiuni de familie despre familie, cum, ce înseamnă familia ideală, cum ar trebui să fie familia, da? Ca să puteți face această vindecare în familie și eliberare. E o situație, da? Sper că m-ați înțeles. Hmm eventual puteți să vă mai adăugați niște calități. Această practică poate să țină de muzică, de artă, dar nu neapărat. Poate să unii dintre voi să vreți să învățați să șlefuiți marmura sau absolut, orice. Da? Mergeți la o școliță, la un curs de perfecționare și învățați. Eventual vă adăugați noi calități. Vă adăugați noi calități. Eventual noi calități, noi capacități de a manifesta o familie adevărată, de a manifesta vindecarea voastră. Da? de a manifesta eliberarea voastră, de a nu fi codependenți, ca asta înseamnă diavolul. Printre multe altele, triouri, eh, triouri sau alte chestiuni. Eu o să mă aplec, nu mai întreru, că nu știu, nu vreau să se decaleze sunetul. Ok, doki. Așa. Diavolul înseamnă și situație codependentă. Într-o relație, legală. că familie, că la locul de muncă, e o situație codependentă, toxică. Stați pentru că. Nu pentru că vă place, pentru că. Împreună faceți bani și eu știu ce. Mai, nu știu. Eu personal nu vă pot să vă să mergeți pe direcția asta. Eu personal am ales altă cale. Nu zic că n-am trecut și eu prin situații codependente. Dar eu zic că de la o vârstă, și în aceste condiții în care avem atâtea texte pe internet care ne învață cum să ne transformăm și să lucrăm pentru stabilitatea noastră adevărată, pentru creșterea noastră, nu vă pot susține să stați în asemenea energie, da? Aveți alte mesaje. Ea este luna și grația ei. Există un personaj grațios, emoțional, spiritual, care în voastră, care va atinge sufletul și care într-un fel sau altul vă cheamă, da? grația ei vă cheamă, vă atrage, pentru că are o lumină în dreptul sufletului, un nou univers, Că sunteți voi doamne care trebuie să manifestați această energie, că sunt doamne în viața domnilor care există în viața domnilor și inspiră, îi atrage această energie, iar variază. Dar eu zic că această energie, energie ține mai mult de o energie feminină care vindecă. Că e personaj, că e situație, că e o învățătură, că este un ghidaj. Spiritual, angelic, variază, eu simt mai, mai degrabă cu energie feminină. Personaj, repet, personaj sau energie, variază. Ei, și în contact cu această energie, să zicem, energie feminină, divină sau spirituală sau evoluată, reușiți să ieșiți din cercul timpului, care pentru mine e cercul lui Saturn, înseamnă relațiile karmice. În care, da, flacăra lui Hristos, în care v-ați sacrificat unii dintre voi. Unii dintre voi v-ați sacrificat. Ca asta face Hristos. Se sacrifică. Ieșiți din acest cer, cerc al timpului, spargeți aceste relații karmice, vă iertați, karmic. Asta e Saturn, da? Saturn, varianta negativă a lui Saturn codependența, da? Și manifestați eroul interior numărul 3. Ține de Mercur, voi sunteți guvernați de Mercur, Mercur l-am văzut și aici. Mercur l-am văzut și aici. Și evident că puteți... Stați un pic. Deci manifestat acest foc special, acest erou personal, că toți avem un erou în noi, care trebuie să se manifeste, să se extindă. Da? Și Învățați să vă echilibrați viața, ing și yang, femininul și masculinul. Și repet, iar eu totuși un personaj la distanță, peste hotare, peste măr și ape, care vă influențează, vă atrage, cu care comunicați emoțional, telepatic, spiritual, e o legătură spirituală și se produce o sensual awakening. O trezire senzuală spre spiritualitate există sexualitate și senzualitate spirituală pentru cei care știu, nu pot să vă explic acum într o etalare atât de generală, dar se poate înțelege pentru cei care caută. Deci există acest personaj feminin sau care exprimă energia feminină, poate să fie și bărbat evoluat care își exprimă și latura feminină și masculină yin și yang în echilibru, da? Și vă inspiră Vă inspiră să nașteți acest erou, să-l dezlănțuiți, să-l descătușați și să, prin acest, această descătușare de forță și de pasiune, eliberarea de fapt, da? să vă echilibrați yin și yang. Asta înseamnă echilibru. Și asta înseamnă că puteți, aceste cărți care au venit invers, dacă vă lăsați inspirați, de divinitate, puteți să le răsuciți invers. Și dacă reușiți să faceți unii dintre voi, ar fi un nou proiect, da? un nou proiect foarte frumos, pasional, creativ, care se manifeste și va aduce încredere și succes. Da? Acum că e persoană în semn de foc, iar variază, mai mult sau mai puțin, puteți să transformați situația în bine. În bine. Și uite așa vă întâlniți cu cine vă aduce stabilitate. Regina de, de băte nu mai este seducătoarea, este persoana care vă susține pasiunea, cu care puteți să manifestați un început, o nouă etapă în viața voastră. Sper că înțelegeți, da? Am eu limbajul ăsta mai ciudat, dar cam asta e. Prima etalare. Urmează a doua. Pup. Pa, pa!